România. Să discută în ultimul timp, ultima vreme, despre amnestie și grațiere. Mulți dintre voi fac tot felul de idei, de atacuri asupra această idee pe care se împrăște prin presă și prin social media, dar în realitate nu am auzit pe cineva din guvern, din Ministerul Justiției sau din partea cei care conduc Parlamentul să fie o această temă pusă pe ordinea de zi. Cu toate că în România văd că este o problemă mare. În Germania funcționează. Și în Germania există grațierea de Crăciun. Ce s-a întâmplat și ce a făcut Germania, vă spun imediat. Bună, dragi prieteni, și un călduros la mulți ani! Un călduros la mulți ani tuturor românilor, egal unde vă aflați, că sunteți în România, că sunteți în Germania, că sunteți în Austria, egal unde sunteți, toate cele bune dumneavoastră și familiei dumneavoastră, multă sănătate, fericire și anul nou să vă aducă tot ce vă doriți dumneavoastră. Tot așa a pornit și statul german sau unele județe, landuri din Germania, prin acordarea de a fi mai buni, de a fi mai înțelepți și s-au gândit că în perioada Crăciunului este frumos să eliberezi din pușcării, din închisori, aproximativ 2000 de condamnați care sunt pentru delicte mici până la 3 ani de zile cu închisoare condamnați. Acești deținuți, cum am spus, trebuie să fie condamnați până la 3 luni, până la 3 ani de zile maxim și perioada de eliberare să fie cum a fost, de exemplu, Crăciunul 2018, perioada lor de eliberare să fie ianuarie, cel târziu februarie 2019. De exemplu, în Hamburg au fost eliberați anul 2017 6 deținuți. În 2017 au fost eliberați 28. Această diferență s-a făcut din cauza că până în anul 2017 această grațiere a fost hotărâtă de Senatul sau de Comisia Juridică din Senatul Landului și Hamburgului, spus așa. Începând cu 2018, legea s-a schimbat la ei și nu mai hotărăște Comisia Senatului, ci hotărăsc psihologii din fiecare închisoare care este acolo. Deci de aceea, după cum se vede, Comisia Senatului a fost mai libertină, mai generoasă cu aceste eliberări decât cei care sunt psihologi și angajații din pușcării. În Nordrhein-Westfalen, de exemplu, în județul Nordrhein-Westfalen, au fost eliberați 501 de condamnați. În Mecklenburg-Vorpommern au fost numai 18 condamnați eliberați. În Saarland, 61 au fost eliberați. În Berlin, 138 au beneficiat de această grațiere de Crăciun. Și în Landul Sachsen și Bayern nu s-a eliberat nimeni. Nu s-a eliberat pentru că aici Landul Bayern, care se ocupă de această grațiere, nu prea văd ei că grațierea aceasta de Crăciun este sută în sută de compatibilă cu Constituția Germaniei. Pentru că ei spun, ok, există unii care în ianuarie-februarie se eliberează sau ar trebui să fie eliberați, le dăm voie de Crăciun. Ce se întâmplă lui cei care, de exemplu, în mai, iunie, ar trebui să fie eliberați? Acolo este, de obicei, înainte vine Paștele. Păi ei de ce nu eliberăm? De aceea, atunci, Landul Bayern a spus, nu, nu mai facem grațierea de Crăciun pentru nimeni, dar pentru asta le oferim tuturor condamnaților care sunt pe o perioadă scurtă în pușcării,
să beneficieze de un concediu de Crăciun. Poate să primească 2, 3, 4 zile, până la 4 zile libere, să-și petreacă sărbătorile de iarnă împreună cu cei dragi, cu familia, cu prietenii. Există unii dintre ei care nu doresc să fie liberați în perioada de Crăciun și chiar depun o cerere să rămână pe toată perioada lor cât au fost condamnați să stea în pușcărie. Există și varianta asta. Deci, după cum vedeți, în Germania funcționează grațierea. Este o idee și un punct care de ani de zile se aplică, că în general, în fiecare an, înainte de Crăciun, se aplică această grațiere a Crăciunului și aproximativ 2000 de condamnați sunt eliberați în perioada aceasta. Ce părere aveți? Ce spuneți voi despre această amnestie? Ar fi bine să o facem și noi în România, să o avem în România? Și acolo avem mulți condamnați pentru delicte foarte mici, cu 2-3 ani de închisoare. Spuneți-mi părerea voastră, scrieți jos la comentarii, abonați canalul ca să fiți primii înștiințați despre filmele noastre pe care le facem. Ne găsiți și pe pagina proiectului pe Facebook, dacă bateți Ești informat, ești protejat, sau pe mine mă găsiți Eric Mocanu. În rest, ce să vă spun, toate cele bune și încă o dată tuturor un la mulți ani!